scâișor, nu. Știu că ești urs, știu că ești urs, dar mi așa îmi place să te alind, puișorul lui mama. Hai că o să-ți placă. O să te fac mai celebru decât și-a făcut Iulia Găina. Bună seara! Dă rumâna! Bună seara! Sper să fie surprinsă Iulia și să sper să înțeleagă rostul meu. Dacă nu, cine știe ce alt premiu mai îmi dă. De fapt, sunt supărată pentru că mi-a dat un singur premiu. Dar eu mai aștept, că avem timp. No, nu mă grăbesc. Poate să mi-l trimită și la Roma. Ea crede că n-am dat decât un fel de trofee, pentru că ea doar bau a primit tot timpul. Am mai dat și wow, dar n-ai primit-o. Și nu e frică că o să vină vreo idee să vă analizeze și-ți. Ea cred că de asta a fost chemată, să dea părerea ei specială de ținute, de comportament, de... Nu? De asta, nu? Sunt Ramona Mădescu, supranumită Occhio. Occhio! Și sunt aici să vorbesc despre Iulia Albu, supranumită Pinocchio. Pentru că au avut destine asemănătoare. Și ei, și lui Pinocchio, le-a dat viață un cizmar. Adevărat. Doamnă, bine că n-a plantat cocoi și ei. Adevărat. Mamă. Când am primit invitația de a veni la această emisiune, am fost foarte fericită, am fost entuziasmată, am primit vestea cu mare bucurie. Abia când am ajuns aici, am aflat cu surpriză că emisiunea nu e la Pro TV. Deci are audiențe de Pro TV. Dar eu nu sunt genul de persoană care să spună răutăți despre alții, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea să spună lumea că am devenit mamă târziu. Eu vă spun de fapt că sunt prima femeie care a născut și a devenit direct bunică. Oh! Bravo! No. Nu sunt bătrână! Evident, nu, evident. Deși mi-am început viața sexuală cam pe vremea când domnul Chelu a încheiat-o pe-a lui. S-a acceptat. Mulțumesc. Domnul Chelu, scuzați-mă, eu sunt aici să vorbesc despre Iulia Albu sau oul, cum îi se mai spune în lumea găinilor. Pentru că este prima persoană ținută vreodată de o găină între copănecele sale. Între ce? Copănele. Copănelele sale. Am pus copănecele. Copănecele. Este un dialect. Am vrut să fiu mai elegantă, să mă exprim, să nu spun copănele, să spun copănece. Așa să se nece, dar m-am înnecat eu. Italia mea, copănece. Copănece. Deși sunt vegetariană, eu vreau să salvez găinile de răutăți și atunci le mănânc. Dar eu cred că acele găini pe care eu le-am mâncat pentru că le-am respectat s-au simțit mult mai bine și mai respectate decât și găinile dumneavoastră, și găinile doamnei Iulia Albu și găinile tuturor celor din sală. În sfârșit, vreau să vă spun că există un răspuns la o întrebare de secole. Cine a apărut mai întâi? Găina sau Iulia Albu? Dar să nu primim, pentru că doamna Iulia Albu a avut o carieră fantastică în modă. Aș putea spune că a fost o carieră exact ca în filme. Adică a durat maxim 2 ore. Dar doamna Iulia Albu este o femeie elegantă, frumoasă, distinsă și a început cariera de jurat la Bravo iStyle, emisiune care a avut mare succes după ce ea a plecat de acolo. S-a dus direct la emisiunea lui Cătălin Măruță, unde după găină și-a pus în cap și restul vedetelor din showbiz. Dar cine să o înțeleagă mai bine ca mine? Suntem două femei inteligente, frumoase și modeste. Și în plus avem și clasă, în sensul că pe ea o așteaptă un eclas afară. Ce să-i facem? Programul Rabla. Pe vremea mea și a ei, modelele erau diferite de cele de astăzi. Erau Sofia Loren, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot.
Din păcate, fetele de azi ne au ca modele doar pe noi două. Dar nu e ușor să faci carieră și în același timp să păstrezi o coloană vertebrală. Iulia Albu este un om care să chinuie să păstreze nivelul și asta îi se întipărește pe față. Are ceva în felul în care zâmbește cum parcă ar încerca să sugă într-un măr printr-un pai. L-am auzit că doamna Iulia Albu va apărea într-un film de cinema la toamnă. Love Story. Da. Joacă rolul unei femei avide de succes, o mâțâită care e pregătită oricând să se folosească de oamenii din jurul ei ca să devină celebră. E documentar, Iulia? Dacă e vorba de carieră, atunci vă spun eu cum se face. O femeie poate reuși dacă își deschide picioarele. Și bine, nu e ușor. Trebuie senzualitate, trebuie muncă, trebuie ore de probă. Se poate face și cu pantofi, se poate face și fără pantofi. Și este... Ia uite! Dacă aveați găina, ajungeați departe. Am început cariera mea culminantă în Italia și o termin aici, pe jos, ca Loredana Groza la Antena 1. Oh my God! Wow! Vreți să vă ridic? Domnul Chielu, mulțumesc mult! Că știți că am și o vârstă. Stați liniștit, avem cunoștințe comune, am încredere în dumneavoastră, sunteți de calitate. Bravo! Bine, decât să ajut o femeie să descalțe, mai bine ajut o femeie să-și pună branula. Moment de televiziune. Mulțumesc! Doamne, cum m-a lăsat domnul Chielu, era să... Chiar sunt inofensiv, doar gura-i de mine. Vorbeam de Loredana. Eu și Loredana ne cunoaștem de pe vremuri, de la Mamaia. Nu Mamaia ei sau Mamaia mea. Festivalul Mamaia. Mi-amintesc că era foarte frumoasă, fâșneață, strabică. Ce, avea acel strabism de Venus și eram foarte bune prietene. Doamne, Lori, dragă, ești aici și nu te salut. Nu crezi. Scuzați-mă, am făcut un agaf. Emisiunea șchiopătează, doamnă, astăzi la Y Factor. Nu mi-am dat seama că era Bianca Drăgușanu. Da, rostul ăsta e pentru tine? E pentru, da, normal. Se mai plimbă, se mai duce și pe la stânga. Scuzați-mă, da. Mie mi s-a spus când am venit în această emisiune că Delia e în juriu. Dar unde e că n-o văd? Ochio, ciao. Fetele de astăzi ar trebui să gândească diferit. Poate ar trebui să caute doar un bărbat cu bani care să le ia de nevastă. Eu, oricum, nu mai cred în căsătorie. Această instituție, la fel ca și... Mihai Bendeac ar trebui să fie schimbată. Știu că nisie nu-ți convine, Mihai, căsătoria. Tu preferi un alt fel de relație. Știi, toți bărbații dau femeilor bijuterii. Tu dai femeilor numai BTS. Voi cu transmitere sexuală. BTS pe românește. Doamne ajută, important e să împarți. Ea e prea vulgară pentru mine această... Nu mă recunosc. Dar știi de ce am spus-o? Pentru că, știi, ai o strălucire a ta pe care numai reflectorul pe chelie o poate da. Nu înțeleg de ce Mihai vrea să limite pe Dumnezeu.
Poți să fii sigur că dacă tu ai fi fost Iisus, Chelo era Pilat din pont. Adică te putea bate oricând. Nu. În cuie. Să știți că relația noastră profesională a evoluat și îmi respect colegul și sunt de acord cu tot ceea ce spune. A, domnul Chelu, ați fi fost foarte mândru de mine. Le-am cântat italienilor. Mărioară di la Gorge. Și italienii au înțeles. Marihuana di la Gorge. Aplauze. Eu nu am capisco bene romanian. Asta nu schimbă totuși nimic. Vreau să spun în încheiere că, Iulia Albu, eu te admir mult. Ești o femeie puternică, frumoasă. Bun, și ai realizat de una singură enorm de multe lucruri. Îți urez o carieră lungă și minunată. Și mă uit la tine astă seara așa cu aliura care mă face să-mi aduc aminte vag de Marilyn Monroe. Foarte vag și foarte de la țară, nu? Mă gândesc că printre calitățile tale ar putea fi și cântatul. Că de vorbit n-ai avut nimic de spus până acum. Așa că... Bye, bye, baby. Remember, you're my baby. Aplauze! Vreau eu ursul. Vreau ursul. Mi-ai citit gândul. Odată pe vremuri, tu ofereai un premiu. Țin minte. Bau, bau. În italiană, bau, zice... Că așa zice la câine. Bau. Dar, astăseară, am plăcerea să-ți fac cadou acest trofeu Plimbă Ursul. Ce-mi place! Foarte original! Bye, bye, baby! Dacă scotea din ăla un pistol... Îl pun în cabină. Aplauze pentru Sofia Loren. Doamnelor și domnilor, haideți cu un furtunos de aplauze pentru Sergiu Mirică. Hei! Nu pot să cred. Interviuri. În seara asta faci un rând special pentru prima 3 iulie. Da. O știam cât de cât, pentru că am avut și eu iubite și normal că se uitau la emisiunile astea. Dar a fost destul de dificil pentru că mi-e și foarte greu să zic ceva rău despre ea personal, pentru că îmi place foarte mult de ea. Nu la modul ăla, dar mi se pare că e foarte mișto așa și e mișto. La 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 la. Bună seara. Bună seara. Mi se pare că pe lângă faptul că este un om amuzant, are un simț al umorului de înțelege ce este amuzant și are cunoștință despre ce înseamnă un roast sau ce înseamnă un număr de stand-up. Știu, cine e ăsta, nu? Ești exact. Sergiu Mirică! Bine v-am găsit, exact, chiar el! Ești un bărbat foarte frumos. Serios, mulțumesc, aprecie și tu la fel, Mirică. La 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 la. Da, eu sunt Sergiu Mirică și mă bucur să fiu în seara asta în fața voastră. Bă, tu știai asta? Știai că vine azi? Nu știi despre ce vorbești. Minți! Nici! Și tu ziceai nimic în loc să zici că eu n-am știut, acum am aflat. Bă, trebuia să-mi spui. Probabil vă întrebați de ce arăt așa. Oare nu mi-au dat părinții destul atenție în copilărie? Probabil. Oare eram în culisă și a picat un șifonier pe mine în timp ce Bendeac încerca să iasă din el? Tot ce e posibil. Adevărul este că m-am simțit prost. M-am simțit prost că știam că o să fie și Iulia aici în juriu și ea cu asta se ocupă, cu fashion-ul. Normal că am încercat să pun și eu niște haine pe mine, că hainele sunt viața ei. Vă dați seama că dacă în locul tău, Iulia, era Daniela Crudu, probabil veneam îmbrăcat într-o c***ă sau ceva, dar am avut noroc cu hainele. Am avut mare noroc că ești cu hainele. Mamă, ce veste bună am primit! Auci! Au! 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 Mamă, vine cu aceea! Mor, ce emoții am! M-au luat niște emoții, mor. Inițial m-am întrebat, ce caută Iulia Albu în juriu la Ai Umor? Că asta este o emisiune de umor, nu este un concurs de glume. Ea n-are nicio treabă cu comedia.
Și apoi mi-am dat seama că este și bendeac în jurul la umor. Și aparent, comedia nu este un criteriu. Nu este un mulțumesc, criteriu. Mulțumesc. Dar te-am căutat pe Instagram, Iulia, ți-am dat follow, nu mi-ai dat înapoi, apropo, ceea ce m-a deranjat un pic. Dar printre altele te descrie pe Instagram ca fiind a collector of relics, adică colecționar de relicve. Și atunci mi-am dat seama ce caută Iulia la umor. Vrea să adauge la colecția ei și cariera lui Chelu. Ceea ce e ok, multă baftă. Bun. Pentru cine nu știe cine este Iulia Albu, stați liniștiți, am căutat eu pe Wikipedia. Pentru că da, are Wikipedia. For some reason, dar... în primul rând că n-o cheamă Albu. Numele de Albu l-a primit după ce s-a căsătorit cu designerul de pantofi, Mihai Albu. Foarte drăguț. Dar, cum era de așteptat de la un pantofar, acesta i-a dat papucii. Ceea ce nu e... Nu e grav, nu e nașpa. Mai trist era că papucii nu se potriveau cu nimic din garderoba ei. Asta i-a fost cu adevărat trist. Bun, ce mai știm despre Iulia? Iulia Albu este din Pitești, dar acum stă în București. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o alegere foarte bună. N-ai niciun motiv să stai în Pitești. Singurul motiv ok pentru care să stai în Pitești e dacă ești din Mioveni. Sau dacă nu ești în stare să iei 22 de puncte la examenul auto. Excelent. În rest, faptul că te-ai mutat la București a fost o decizie extraordinară. Apropo, Iulia, știi care e diferența între București și Pitești? Este gluma aceea răsuflată cu este la... Este gluma aia, exact. București, în București poți să te pitești, dar în Pitești nu-ți înghite nimeni prostiile astea cu fashion-ul. Nu să-i dai sfaturi de modă în Pitești. Serios, o să fie oameni la modă, ok, înțeleg că pantofii nu merg la training, dar ai o țigară, dai să sunt și eu 5 minute, nu ne pasă. Bun. Iulia a terminat facultatea de drept. Este de profesie avocat, dar a renunțat la avocatură ca să se concentreze pe fashion. Și credeam că eu mi-am dezamăgit părinții. Fantastic! Îți dai seama ce discuție trebuie să-i fost? Nu, că trec de la un complet de judecată la un compleu de judecată. E ok, nu e mare diferență. Să știi că chiar aproape că m-au dezmoștenit când am intrat la facultatea de arte. Vorbesc serios, nu e glumă. Știu! Stai să vezi când am zis că sunt comediant. Vreau să-l pup. Oare are iubită? Voi să mă retușească, vine... Se vede că ai fost avocat, pentru că de multe ori am auzit vorbele astea de la tine, că corsetul ăsta nu se potrivește cu Constituția ta. Ce treabă are corsetul cu legea fundamentală a țării? Dar mă rog, trebuie știi tu mai bine. Oricum, cei mai mulți oameni o cunosc pe Iulia Albu ca fiind critic de modă. Critic de modă. Și aveam impresia că noi, comedianții, n-avem chef de muncă. Oameni buni, dacă vă simțiți vreodată inutil, dacă aveți impresia că n-aduceți niciun plus în societatea asta, gândiți-vă că unii oameni sunt critici de modă. O să vă ajute un pic. Voilà. Pentru că, nu știu, poate sunt și eu ignorant, poate, nu știu, chiar sunt ignorant, dar poate că și meseria asta are un rol. Dar eu reduc totul la război. Știi, sunt rușii unde sunt, știm care e situația, presupunem că vine războiul, da, ne invadează oamenii. Fiecare meserie are un rol. Medicii salvează răniții, baitiștii, nu știu, sparg un server, programează o dronă. Noi, comedianții, facem o glumă, ridicăm moralul trupelor. Dar ce faci ca critic de modă pe front? Te duci pe front și ești, oh my God, mitralieră la bocancii aia? Jesus Christ! Un milion de soldați și toți sunt îmbrăcați la fel? Boring! Armata roșie? Nu, încercați armata violet de gențiană și mai vorbim după aia. Sigur, exagerez un pic. Ești unul dintre personajele mele preferate, chiar te apreciez foarte mult. Pentru că ești o femeie frumoasă, ești amuzantă, n-ai de ce să fii amuzantă, dar ești. Da. Ești foarte deșteaptă. Serios, ești frumoasă și deșteaptă. N-ai... Ca dovadă că ești deșteaptă, ai creat personajul Iulia Albu. Te-ai dus atâta timp la televizor cu o găină. Cu o găină, ești Andy Kaufman. Până și acum, nu știu, ce e ăla la gât? E un Kurtoșcolac? Habar n-am ce e, dar cumva oamenii... Bun, serios? Este un Kurtoșcolac, este. Necop, e alb. Tu dacă te-ai dus la televizor cu o găină și oamenii te-au considerat excentrică, nu nebună, e un skill, nu oricine. E o linie foarte fină între a fi nebun și excentric. De obicei, linia asta-s banii. Dar tu ai făcut-o prin atitudine. Este incredibil ce... Ai și o atitudine foarte așa, foarte pompoasă, de curte domnească, de lady, așa, de parcă după utilizare tampoanele tale albastre. Și genul ăsta de viță nobilă, de sânge albastru.
Și tot timpul pozezi, tot timpul ești așa, dintr-o postură în alta, numai postură, postură. De fiecare dată când te văd, am impresia că mi-am uitat șevaletul acasă. Asta se întâmplă. Ce frumos. Și te miști încet, clipești încet, respiri încet, atât de încet încât îl faci pe chelul să întrebe dacă chiar era nevoie să mai tragă și ultimul fum. Atât de încet. Atât de încet. Sunt oameni acum, gândiți-vă că sunt oameni acum care se uită la chestia asta acasă și când sunt prin planuri cu Iulia Albu, oamenii ăia dau palme la televizor crezând că s-a blocat imaginea. Ce se întâmplă? Asta se întâmplă. Apropo de atitudinea ta, m-am uitat la niște comentarii pe internet și scuză-mi, da, știu, e oribil, mi-e groază că reproduc treaba asta, dar mulți spun că te comporți de parcă ai un băț în fund. Eu nu o să spun treaba asta pentru că este de prost gust în primul rând și în al doilea rând începe Bendeac să pună întrebări cât de mare e bățul, mi-l dai și mie, trebuie să spui pe el înainte, așa că trecem peste. Dar trebuie să recunosc că ești vocea poporului, pentru că tot poporul s-a uitat la televizor și a văzut-o, nu știu, pe Andreea Bălan și a zis, ce-i cu plasa aia de țânțar pe tine? Tu ai și cunoștințele și cuvintele necesare să te iei de oameni ăștia, ceea ce este extraordinar pentru noi, este foarte amuzant. Ai supărat foarte multe vedete, chiar ai supărat foarte multe vedete, ceea ce, mă rog, nu-i vina ta că ele au un ego fragil, dar pentru noi e distractiv. Ai supărat mai multe vedete decât un eveniment fără pișcoturi, asta ai făcut. Atât de mult ai p***at pe vedetele din România, încât Gregorian Bivolaru a vrut să te înscrie în MISA. Atât de mult ai p***at. Exact. Andreea Marin a zis că ești scorpia showbiz-ului românesc. Ceea ce... M-ai simțit flatată? Serios? Da, ea este zâna. Eu sunt scorpia. Mihai Rădulescu nu mai există. Ok. Aparent lucrăm împreună la treaba asta. Foarte drăguț. Ce m-a distrus pe mine, în schimb, pe lângă faptul că ai dat cu ei de pământ, ai făcut cu ou și cu oțet, m-a rupt sistemul de notare. Este incredibil cum poți trăi. Ținuta asta nu e de 10, așa că o să-i dau un minus infinit. Cât de labilă să fii, mai labilă decât Bendeac. Ești ca un EKG. 10, minus 73, 24, minus 30. N-are niciun sens. Bine că nu ești profesoară. Slavă cerului. Îți dai seama, era oribil pentru copiii aia. Da. Era. Maria, a venit lucrările, nota ta de astăzi este bau-bau. Marian, îmi pare rău, tu astăzi ai nota minus 73. Ce dracu faci cu o notă de minus 73? Jandarmerie, aparent. Dar... Pentru toate chestiile astea pe care le-ai făcut, chiar mi se pare că meriți să fii un ofițer decorat în Poliția Modei, ceea ce sună bine, dar nu înseamnă nimic. Poliția Modei e fix apă de ploaie. Pentru că, la fel cum zice și Chelu, poliția trece, boarfele rămân. Mulțumesc! Mulțumim, Sergiu! Hey! Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Mihai Alexandru! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Mă numesc Mihai Alexandru și sunt cocoșul care lipsea din viața Iuliei. Aplauze! Bravo! Probabil vă întrebați care e rostul meu aici. Sincer, am venit din dragoste. O iubesc pe Iulia. Și am vrut foarte mult să nu fie singura penibilă de aici. Dar aveam atâtea... Păi eu ce păzesc? Pentru prietenii apropiați mă numesc Mike. Pentru toți ceilalți, eu sunt partenerul Iuliei. Când l-am văzut pe scenă, am murit. Nu m-am gândit niciodată că l-ar putea fi aici. Nu, adică nu... Aș fi putut să mă gândesc până și la tata că ar veni, mai degrabă decât el. Cu siguranță va fi surprinsă. Ne-a făcut cunoștință o prietenă comună. A fost un blind date, practic. Un blind date de succes. A venit ea în vizită, eu locuiam la Londra și ca să impresionez, am dus-o și eu așa într-un castel frumos și... La un moment dat am decis să facem sport și bineînțeles că s-a echipat, era de sus până jos... toate firmele de sport și am alergat 3 metri și am spus au, mi-am făcut ceva la un mușchi sau... Și bineînțeles că eu am crezut-o
inițial, dar era vrăjeală. A fost ură la prima vedere. A fost ceva reciproc. Nu, era foarte bine îmbrăcat, foarte bine îmbrăcat. Dar era foarte arogant. Și înțeleg că și el a avut aceeași părere despre mine. După 5 minute era să ne încăierăm. Prietena era cu noi la masă. Ne-am despărțit amiabil și ne-am auzit peste 2 luni când el m-a sunat și a spus: bună, sunt Mike. M-am gândit că ar fi o idee bună să ne vedem. O să... Și m-am gândit, ok. De fapt, așa ar trebui să mă cheme, Mike, partenerul Iuliei. Dar ce-i cu vioara? Nu știm, stai să vedem. Sincer, așa mi-au spus și producătorii când m-au sunat: Mike, partenerul Iuliei, vrei să vii la o petrecere? Și m-am trezit aici, dar după atmosferă, nu știu ce petrecere, poate ne încălzim pe parcurs. Apropo de parcurs, viața cu Iulia e ca o probă de viteză, cu obstacole. Așa a început relația noastră, în viteză și cu viteză. O cursă continuă de la prima întâlnire. Vă povestesc? Da. Dom'le, vreau să vă spun, am un minute, vorbiți exact la fel. Exact la fel. Abia ce ne combinasem și veneam de la munte. Mergeam cu viteză așa și m-a combinat un radar. Și cum am oprit, Iuria: dă-mi, capitan. Eu sunt de vină. M-a admirat pe mine cât de frumoasă și modestă sunt. Și a uitat că intrăm în localitate. Domn capitan s-a lăsat în jos, s-a uitat prin mine către Iulia și apoi s-a uitat prin mașină și a zis: domnișoară, dar găina unde este? Așa am făcut cunoștință cu găina. Cocoșul din casă. Hai să vedem. Și frică, mi-e frică. Viața cu Iulia este o lecție continuă. Mereu înveți să te ferești. Vorbe, de priviri, de pantofi, de taică-s-o și de lucruri contundente. Ia, face rău de când se știe. Nu știu de ce, dar miroase a dormit pe preș. Așa trăiește ea. La noi în familie este puțin diferit de altele, în sensul că eu sunt cel care trebuie să înghită. Tocmai s-a luat și preș. Era să întârzie aici, pentru că Iulia îi ia cam 2 ore să se probeze și să pregătească ținutele, iar mie cam 4. Ca să strâng după ea. La fel se întâmplă și când pregătesc masa. Unii chiar spun că mă port ca servitorul ei. Și am venit aici să declar: da, tata, poate ai dreptate. Dar știți câte ore mulțumește ea pentru tot ce fac? Ne ocupăm cam cu aceleași lucruri, cu diferența că eu îmbrac bărbații. Nu crezi că e momentul ca noi doi să facem pasul următor? O cere, mă? O cere, mă? Și albul să fie culoarea acestei rochii? Nu te văd aici! Am revenit! Suntem la Ai Umor! Și nu e roast mai frumos decât cel făcut de iubit. Mai ales că este unicul moment în care Iulia nu poate decât să asculte și să încaseze. Salut, Mihai! Bună seara! Hop, seca! Hai! Mă bucur că te cunosc. Te-am văzut doar pe scenă până acum. Eu iubesc teatrul și de nenumărate ori am propus Iuliei să mergem. Știți cât durează un spectacol cu Bendeac? 1 oră și jumătate din viața unui om. Și Mihai, am observat că te îmbraci tot timpul la fel. Ce nu am înțeles este de ce joci în toate la fel.
În toate piesele. Piesele. Aha. La fel. Oricum, Iulia te admiră. Dar, te avertizezi, e periculoasă. Și ei îi plac bărbații. Delia, da. Să știi că Iulia te place foarte tare. Zice că tu ai cea mai mare carismă dintre toate femeile fără farme pe care ea le știe. Ascultă cu plăcere muzică ta. Apă? Apă. Oh my God! Da. Unde ajunsesem? Eram la Delia, da? Da. Iulia, ascultă cu mare plăcere muzica ta. Așa, m-am pus și eu la curent cu muzica. Mă rog, ce cânti tu? Apropo de curent, eu am fost plecat din țară multă vreme. Mă uitam la Ai Umor, pentru că atunci când ești plecat, mai ai nevoie să... păstrezi contactul cu... și adormi. Capitolul... îmi bag n-are nevoie de nume. Hop! Oh my God! Asta a venit de nicăieri. Ce curaj! Oh my God! După ce am descoperit-o pe Delia, am descoperit că și paraziții au descoperit-o pe Delia. Imaginați-vă ce surpriză am avut când v-am văzut aici, la masă. Însă, cu paraziții aveam o problemă. De fiecare dată când vă vedeam, nu știam care e chelul și care e umbladon. Aceeași problemă am și acum. Nu știu care e copul și care e badea. Exact. Dan Badea, Șerban Copoț. A, mi-am adus aminte. Ăla cu umor e Copoț. Bravo! Adevărat. Are emoții, mare emoții. E normal. Revenim la găinile noastre. Nu vreau să spun alte răutăți despre voi sau Iulia. În primul rând pentru că o iubesc. Și în al doilea rând pentru că mie chiar nu-mi place să dorm în curte. Văzut de pe preș, a luat preșul acum în curte. Eu înțeleg. Iulia. Iulia. Nu mai pot să mă mișc. Am știut exact cum trebuie să fie femeia din viața mea. Frumoasă, sexy, deșteaptă. O cere. Sigură pe ea. Creativă, iubitoare, stărbatică. O cere, mă? O cere, mă? Dar te-am întâlnit pe tine. N-o cere. Dar aș vrea să profit. Aș vrea să profit de faptul că ești în rochia asta minunată și să-ți spun. Ia. Nu crezi că e momentul ca noi doi să facem pasul următor? Și albul să fie culoarea acestei rochii? Adică să pui și tu ceva decent pe tine. Ai stricat. Bă, du-te, bă, da, haide, bă, da, ei. Se sperie lumea. Da. Că la gât are o rochie pregătită, apasă pe un buton și... Cred că o să dorm în curte. Mulțumesc. Nu e important să o propui, e important ca ea să refuze, crede-mă. Aplauze!
Doamnelor și domnilor, haideți să o primim cu aplauze furtunoase în platoul la umor pe Adina Buzatu! Cat fight, cat fight, catwalk fight! Cred că mai bine dansam decât să fac roastul ăsta, dar în fine, asta e viața. Da, mă întrebam acum de ce am acceptat, dar vă spun mai târziu. Te-ai imaginat-o vreodată pe Iulia Albu jurat la umor? În niciun caz. Nici nu m-am gândit la asta, așa cum nu mi-am imaginat că voi fi eu aici. Am acceptat din prima, să ne lămurim. Mi-a plăcut, mi s-a părut cool pentru că e o emisiune la care eu mă uit și cred că e genul ăla de emisiune care îți dă o stare bună. Cum ai caracterizat omorul? Este acidă și cu siguranță roastul o să o scoate din minți, asta vă spun clar, dar Iulia e o femeie inteligentă. Sunt fericită că sunt astăzi aici, în primul rând pentru că mulți îmi sunteți prieteni și Iulia Albu este una dintre persoanele care îmi sunt prietene, ne leagă o prietenie veche. Ne ocupăm cam cu aceleași lucruri, cu diferența că eu îmbrac bărbații. Da. Și Dan Badea îmi este prieten. Da, da. L-am îmbrăcat de multe ori, l-ați văzut. Da. Se îmbracă numai la costum, nici n-ar avea de ales. Pentru că el ar veni în tricou, dar nu e încă pe gaura pe cap. Bine. Ce frumos. Dan are multe costume. Probabil este singurul comediant care are mai multe costume decât glume. Da, adevărat, bravo. Am două costume. Două costume bune. Nu este adevărat. Asta a fost rea. A fost bună, sper. A fost bună, dar a fost rea. Eu l-am îmbrăcat la prima nuntă. Apoi l-am îmbrăcat la divorț. Tot eu l-am îmbrăcat și la a doua nuntă. Succes pe mai departe. Iar acum soția actuală dă acatistă la biserică să dau faliment. Dan, dragă, eu pentru al doilea divorț nu te îmbrac. Bine, nu e nevoie. Nu mai e caz. Bagă-ți mințile în cap că ajungi pe mâinile Iuliei Albu. Ferească Dumnezeu. Dar să mă întorc la Iulia. Da, te rog. Cum s-a întors liniștea în casa lui Mihai Albu după divorț. Sunt prietena bună cu Mihai. Nici nu-mi permit să fiu altfel. Am învățat de pe vremea lui Ceaușescu că e bine să te pui bine cu cizmarii. Știi când se supără vreunul? Nu știi când se supără vreunul și ne trezim toți cu noaptea în cap să cumpărăm o sticlă de lapte. Era tare greu pe vremea aceea. Era așa un ger în casă că dădeai o tură pe afară să te încălzești. Exact azi, nicio diferență. Țările civilizate se bazează pe încălzirea alternativă, noi pe încălzirea globală. Bravo! Bravo. Cât adevăr! Dar pe Iulia nu o deranjează. Ea oricum e așa o persoană mai rece. Dacă am sta în aceeași casă, eu în mâinile ei mi-aș ține berea. Spuneam că sunt prietena cu Mihai Albu. Asta e vestea bună. Vestea proastă e că el mi-a scris textul. Altfel, Mihai este un creator de încălțăminte excepțional. După mine, cei mai frumoși papuci sunt cei pe care i-a dat Iuliei. Însă Iulia e o tipă foarte puternică. Ea încearcă mereu să vadă jumătatea plină a paharului. Ceea ce e destul de greu, că la divorț i-a rămas jumătatea goală. Așa? Așa este. Așa e? Așa este.
Ți-am urmărit verdictele, draga mea, și știu că nu-ți plac accesoriile. Te înțeleg. Totuși, cred că ești puțin invidioasă. Te tem că există și alte accesorii mai interesante ca tine. Spun răutăți pentru că asta înseamnă un roast. Dar eu o stimez pe Iulia Albu. Este un om care spune ce gândește. De aceea vorbește foarte puțin. Excelent, excelent. Iulia este o femeie foarte frumoasă. Mersul său este studiat, elegant, sexy. Are ceva din parfumul bețelor de biliard. Am scolioză. Lumea spune că ești arogantă. Eu știu că este doar un rol. Este evident, pentru că îl joci mai prost decât a jucat Mihai Bendeac în Miliardar pentru Weekend. Milionar de Weekend. Da. Milionar de Weekend. E bine de tot. Îți jur că mi s-a părut riscant să vin aici să spun despre tine lucruri răutăcioase ca să râdă lumea. Dar mi-am dat seama că pot să vorbesc și despre realizările tale. Și aș obține același efect. Mamă, mamă, mamă. Bun, bun. Eu mă ocup cu moda masculină, în principal, și concepte din astea, gen eleganță. Și mi-am dat seama că eleganța înseamnă complet altceva pentru fiecare om în parte. Spre exemplu, pentru Chelu, elegant este să nimerești doi oameni cu aceeași înjurătură. Logic. La Bendeac e diferit. Eleganță e când mănânci o ciorbă fără să ți se scurgă vopseaua pe barbă. Însă la tine, Iulia, eleganța este cuvântul de ordine. Nu, așa este, cuvântul de ordine. Aplauze, vă rog. Uitați, este frumoasă, este elegantă, este rafinată. Deși nu îți înțeleg uneori machiajele. De ce vrei neapărat să te urâțești? Se ocupă vârsta cu asta. Mai ai răbdare. Mai ai răbdare. 10, 11, maxim 12 luni. Iulia are emisiune pe Antena Stars. Ia cu stil. 750 de vizualizări la ultima ediție. E ceva. Ca să avem un termen de comparație, același număr de vizualizări îl face orice story al Deliei în primele 2 secunde. Oh. Dar poate cel mai interesant lucru pe care l-a făcut Iulia în carieră au fost momentele când a oferit trofeele Wow și Bau. Poate am exagerat spunând cuvântul carieră. Sincer, chiar o apreciez pe Iulia. Face treabă bună. E nevoie de oameni ca ea pentru că există foarte mulți români fără gusturi. Mulți au impresia că sunt îmbrăcați bine doar pentru că au haine de firmă, chiar dacă se potrivesc între ele ca muzica lui Chelu într-un spectacol de operetă. Avem nevoie de stiliști care să ne spună când ne îmbrăcăm ca niște solcove. Să ne spună adevărul. Delia... Dai. Te îmbraci foarte cool. Ține-o tot așa și ne vedem la colindat. La Mihai Bendeac e mult mai simplu. Pentru că el se îmbracă numai în negru. Sigur, negru subțiază. E adevărat. Poate de aia ți s-a subțiat atât de tare. Dințul ridicolului. Mm.
Mi-e greu să fac glume despre Mihai, adevărul e că ai un umor foarte mișto și îmi pare tare rău că ai renunțat la el. Azi am fost ceva rău. La Chelu, cu îmbrăcămintea, e foarte clar. Întotdeauna haine de camuflaj, de aia nici nu i-au plăcut costumele. Logic. În schimb, când pune pe el un costum, Doamne, cum e, efectiv, aproape arată om. Hai de bine. Dar vreau să mă întorc din nou la tine, Iulia. Cum s-a întors ratingul la Bravo Stil după ce ai plecat? Acum la Antena lucrurile s-au complicat. Parcă e o echipă de fotbal. Intră albul, iese negru. Oh, ce bun asta! Revelionul aici va fi prezentat de Iulia Albu. Nu se va mai numi Noaptea dintre ani, ci Noaptea minții. Excelent! Dar nu mai spun că se va face economie și la măști, pentru că Iulia le are pe ale ei. Vă leau catwalk fight. Nu contează că vorbește ca și când ar mesteca permanent o bomboană stricată. Contează că e o persoană transparentă. Eu mă uit prin ea întotdeauna. Dar Iulia, dincolo de toate, este o persoană educată. Poate nu știați, dar a terminat dreptul. De aceea lumea spune că locul ei nu era în televiziune, ci la bară. Oh, nu! De avocatură, nu? La bara, la bara de... de Dan. Aș putea oricând. Oricând! Da. Ia. Yeah. Vezi că oamenii nu te cunosc cu adevărat. Ei știu despre tine doar ce vrei să arăți. Da, este adevărat. Ești o persoană sensibilă, ești o femeie superbă și o mamă minunată. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru invitație. Sper că nu m-am făcut de râs la fel de tare ca Iulia Albu. Bravo, Martina! Bine ai venit la Încasez și zâmbesc!